Da, ne-am întors în direct, așteptăm discursul lui Klaus Iohannis și până una alta mergem la Romexpo, unde se desfășoară și s-a desfășurat astăzi și Indagra, unde a participat Viorica Dăncilă și domnul Daia și mai mari Partidului Social Democrat. Ceea ce e oarecum legitim ca participare, pentru că când vorbești despre mediul rural, o inclus mă și pe Viorica, că nu pare suficient de... cum să zic eu, urbanizată. Da, pare mai degrabă, așa mai degrabă un premier de țară, poate chiar un primar de comună, are nivelul de consilier local într-un cătun, ceva de anvergură asta și la care oamenii se plâng, la care oamenii vin cu tot felul de nemulțumiri. Da. Adică nu e genul care și rezolvă niște treburi. Nu, a fost și vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, deci vă dați seama că știe. Da, știe. Da, pe zona de țară. Ia, Viorica Dăncilă, uitați-o acolo apărând în roșu, în echipament de culoare roșie. Uite, așteptată de către lume cu bucurie, sigur, pare am urmărit că sunt și oameni tocmiți așa pentru treaba asta, adică au... Contractați, sunt zilieri, da. I-a luat de la muncile câmpului și a adus la o muncă mult mai nepotrivită. Să păreți încântați de Viorica Dăncilă. Trebuie să vă bucurați de ea. Să pară o veste bună apariția ei în jurul dumneavoastră. Da, cuplos. Ia uite cum o așteaptă îmbrăcat, în roșu. Foarte mult roșu. Și vedeți că doamna Viorica va fi în roșu. Dacă puteți să aveți un sacou roșu acasă, poți să caut, eu știu, parcă... Luați de la soție dacă nu... Luați... ceva, nu știu, să aveți ceva roșu pe dumneavoastră, cam asta ar fi rugămintea, ca să știe să vă identifice și să oprească. Dânsa a fost educată, să spunem, școlită de consilierii domniei sale. Nu vorbești decât cu oamenii care au ceva roșu pe ei. Restul sunt dușmanii tăi. Toți îți vor rău, în afară de oameni ăștia îmbrăcați în costum pe care am plătit noi să te protejeze. Unde e FIFOR să țină umbrela de soare? Asta e mirarea mea, că vezi tu, pare că e cineva în spate, nu e ministru turismului, cine e domnul sau e de la... Nu cred că e nimeni. Nu e nimeni, da. Domnule, pare așa lăsată de izbeliște Viorica Dăncilă, pare că nu mai e... Nu, Petre Daia. Dar nu mai încânta, păi Petre Daia îl păzea și pe Dragnea, n-a ieșit bine, nu l-a păzit bine. Știți că era ultimul apărut. Știți și bancul Petrică și Lupu, adică da. Nu are sens să-l repetăm. Dar Petre Daia și Viorica Dăncilă, domnule, formează un cuplu care n-are ce căuta în 2019 la televizor. Eu mă uit la imaginile astea pe care le difuzăm, dar simt că e ceva în neregulă. Par de arhivă. Dar ar fi trebuit să fie imagine al negru astea. E incredibil că în 2019 ne mai bucurăm de aceste vestigii ale unei lumi pierdute. Uite, Petre Daia și Viorica Dăncilă. Uite, pe oamenii ăștia reușim totuși să pară încântați de situația în care se află. Sărut mâna, doamnă. Sărut mâna, să știți că vă apreciez întotdeauna. Și vă urmăresc cu mare drag. Fiecare văstor, fiecare greșeală. Și pe dumneavoastră, și pe dumneavoastră, domnul Petrică. Domnul Petrică, am ceva în port bagaj, o frumusețe, vă arăt când plecați. Imagini de la Indagra și cu descinderea Vioricăi Dăncilă, pare așa o baie de mulțime, dă mâna cu toată lumea. Se stă și un pic în cap? E cu dare de mână. E cu dare de mână. Păi Viorica Dăncilă e cu dare de mână în ultimele săptămâni, de când a înțeles că există șanse să fie moțiunea votată. Și cu dare de mână a reușit să ia înapoi. Știi, există și o expresie în acest sens, mâna greblă se făcu. Singura întrebare legată de bucuria pe care o creează primarilor și oamenilor, sigur, care vor fi nevoiți să îi motiveze pe parlamentari mâine să nu voteze moțiunea de cenzură, e legată de această anunțată rectificare bugetară care va avea loc vineri, dar nu este o rectificare bugetară. Deci a zis domnul Teodorovici că, domnule, nu e chiar nu o e rectificare. Chiar poate ne-am exprimat greșit. Ce a declarat Viorica? Este... La Indagra a făcut o declarație. Da, a zis să că apare că și declară, da. Guvernul României trebuie să lupte la Bruxelles. Deci noi suntem, ea a zis că e neconflictuală, dar e doar pe luptă. Guvernul României trebuie să lupte la Bruxelles, iar aici în țară să aveți convingerea că primul ministru al României, guvernul României, va fi alături de fiecare fermier. Ca să știți. Ca să știți ce se întâmplă. Alături de fiecare, când îți merge mai prost, să spui, băi, ai fost alături de mine când a fost secetea. Acum, ai fost alături acum de mine se va lua această hotărâre de guvern vineri, că despre asta e vorba, de nu rectificare bugetară, pentru că i-a mai promis odată toate fondurile astea năvălinde și la precedenta moțiune de cenzură și va trebui luat o hotărâre de guvern. Cam despre asta e vorba. Așa a zis Teodorovici. Te referi la șpăguța aia instituțională? Da. Păi da. Vezi că șpăguța aia instituțională, sau mai bine spus, ideea de o șpagă venită de la guvern a fost reiterată și astăzi. Că Viorica Dăncilă a continuat. Săptămâna viitoare vom începe plata subvenției pentru sprijinul cuplat. Suntem pregătiți ca până... Cuplat cu cine? Nu știu. Mă rog. Suntem pregătiți ca până la finalul lunii noiembrie să plătim fermierilor sub formă de avans peste 1,4 miliarde de euro. Unde se duce Viorica? Promite bani. Vă spun, vă întâlniți cu ea pe stradă, o să vă spună. Și cum stați? Aveți rate? Așa avea. Până la finalul lunii noiembrie
o să vă achit eu toate, o parte de rate. Toate ratele achitate. Vor fi achitate, dar păi să vă spun cum mă cheamă, lăsați că vă găsesc eu. Vă oricum găsesc sunt alături de fiecare român. Bă, problema cu ordonanța asta de rectificare bugetară de vineri, puși poate oamenii sunt... Oamenilor e nevoie să le spui înainte de emoția poate de cenzură. Poate interesează acest aspect. Ordonanța de rectificare bugetară trebuie semnată de toți miniștrii. Problema e că doamna Viorica Dăncilă nu are toți miniștrii. Și atunci ne întrebăm. Are toți miniștrii acasă. Păi și atunci ne întrebăm. Uite-te și tu ce minciună sunt capabili oamenii ăștia să ingurgiteze. E, nu știu, adică mă dar ce așa... șocat ești tu! Zic, bă, cum vineri face treaba asta? Hai că s-a găsit minciună la PSD-ul, cum era droguri la PNC-ul, mașină de făcut bani la PNL-ul și minciună la PSD-ul. Da, dom'le, normal că nu e ceva fezabil, dar mai mult decât atât, eu am zis că banii oricum sunt fictivi. Și dacă ar fi toți miniștrii reali... Da. Banii tot fictivi ar fi. Adică vedeți, bă, că vă minte Viorica Dăncilă. Eu înțeleg că, eu, totuși, e important să vedem și amploarea minciunii. Una este minte Liviu Dragnea, adică pare un mincinos mai redutabil, pare că totuși te pune într-o postură fericită în sensul că, bă, m-a mințit Liviu Dragnea, te-ai mințit, bă, mințit Liviu Dragnea, bă. Bă, dar s-a ajuns să te mintă Viorica Dăncilă. S-a ajuns să crezi ce te minte Viorica Dăncilă. Asta e o rușine. Mi-a plăcut că spre finalul intervenției sale la acest... perfect eveniment, la această băiță de mulțime pe care a făcut-o doamna Viorica Dăncilă, a spus și ceva, cum să spun eu, mai degrabă din suflet, în zona sa de expertiză. Da. Citez. Produsele noastre ecologice au căutare pe piața externă, iar bucătăria tradițională românească, ca ușor, ușor a dus discuția în bucătărie. Într-o zonă, da. Bucătăria tradițională românească e apreciată și peste hotare. Mititei, pizza, da. Ce face ce, rău? Da. Ce poate fi mai gustos decât o rețetă tradițională autentică, preparată ca la mama acasă din ingrediente exclusiv românești. Ne întoarcem la Romexpo, unde vorbește Ludovic Orban la întâlnirea liberalilor, să-l ascultăm. Mulțumesc, domnilor primari, că v-ați ridicat în picioare. Mulțumesc fiecărui coleg. Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă. Domnule președinte Klaus Iohannis, dragi colegi liberali, cred că cineva a vrut să-i facă o festă lui Firea. Știți ce se întâmplă mâine? Mâine, la orele 13, în piața Universității se dezvelește o statuie. În 1903 a fost ridicată statuia lui Ion Brătianu. Comuniștii în 1948 au dărâmat-o călcând în picioare istoria și marile realizări ale lui Brătianu. În 2014, grupul consilierilor Partidului Național Liberal a inițiat un proiect de hotărâre care a fost adoptat și mâine, dragi liberali, mâine, la orele 13, se dezvelește statuia lui Ion Brătianu ca o recunoaștere a fiecărui bucureștean pentru ceea ce a făcut Partidul Național Liberal în istoria sa și Ion Brătianu. Și tot mâine, la ora 13, începe votul la moțiunea de cenzură în care sperăm ca parlamentarii României să se trezească, să nu mai cadă pradă ispitei, corupției și minciunilor gogonate ale derbedeilor care își bat joc de România de 30 de ani și să dea verdictul România fără PSD, România cu Partidul Național Liberal, România cu Klaus Iohannis președinte. Nu. Stimați colegi, stimate colegi, dați-mi voie să vă spun că principala bătălie pe care o vom duce în următoarea perioadă este bătălia pentru realegerea lui
Klaus Iohannis în funcția de președinte al României. Singura garanție că România își poate reveni din dezastrul în care a fost aruncat de PSD, singura garanție a faptului că România poate să revină pe drumul cel drept, singura garanție pentru faptul că drepturile fiecărui român vor fi respectate, singura garanție pentru faptul că România va rămâne puternic ancorată în proiectul euroatlantic și singura garanție că românii vor avea cu adevărat șansa de a trăi demn, liber, pe propriile picioare și de a atinge prosperitatea și fericirea pe care o merită, este alegerea președintelui Klaus Iohannis pe 10 noiembrie și pe 24 noiembrie. Iar pentru acest obiectiv, fiecare membru al Partidului Național Liberal în următoarea perioadă trebuie să dea tot ce are în el pentru a-l convinge pe fiecare român că nu există un alt drum, că nu există o altă soluție decât Klaus Iohannis, președinte! Asculta pe președintele Partidului Național Liberal, pe Ludovic Orban. L-așteptăm pe Klaus Iohannis să intervină. Ideea este că, uite ce sincronizare interesantă petrecută sub nasul doamnei Gabriela Firea. Unde se dezvălește bustul lui Brătianu la universitate, exact în ziua în care sperăm noi, sunt șanse totuși, nu? Ca acest guvern și în principal Viorica Dăncilă să-și vadă de treburile ei. Dar ce a remarcat eu, Răzvan, și ce a remarcat eu, doamnelor și domnilor, legat de această situație, toată lumea are această îngrijorare, bă, ce se întâmplă după Viorica Dăncilă? Dom'le, n-a venit PNL-ul cu niciun proiect, n-are niciun program, ce se întâmplă, tot ce facem? Bă, de altă parte, în momentul când vreun liberal întrebat în legătură cu ce urmează, începe să-ți explice, dom'le, cu tare, avem acest plan, vreți să facem, îi vedeți pe oamenii din studio, în jurul lui. Dom'le, dar nu vă e rușine nici măcar n-ați trecut moțiunea de cenzură și deja aveți miniștri, aveți planuri, aveți idei, aveți inițiative, nu vă simțiți ridicol, dom'le, că hai să treacă moțiunea și apoi să... Dar vorbiți fără să... Deci în orice situație l-ai pune pe liberal în contextul actual, este prost. Dacă nu zice nimic, dacă nu zice ce planuri are, dacă nu are niciun discurs pe ideea de ce se întâmplă, dom'le, ce facem? Păi lăsați țara pe mâna unor oameni fără niciun plan, fără nicio soluție și așa mai departe. Dacă începe să-ți explice, pare ridicol că pare că vinde pielea ursului din pădure. Cam asta da, e haideți context. Să lămurim noi ce se întâmplă după moțiune, dacă moțiunea va fi votată. Da. Pleacă Viorica Dăncilă, punct. Ce alte garanții mai sunt necesare, adică, pentru bun bunul mers al țării? Da. Adică, eu am observat discuția asta, domnule, stați un pic să ne gândim și ulterior, un program de guvernare, o viziune pe termen... Nu, lasă-mă cu program de guvernare. Program de guvernare a avut Partidul Social Democrat, viziune pe termen prea lungă a avut Partidul Social Democrat. În momentul de față, poate e bine să redevenim niște ființe umane care trăiesc în prezent și să conștientizăm că e o idee îndeajuns de bună, autosuficientă, plecarea Vioricăi Dăncilă. Ulterior ne organizăm. Haideți să stabilim că Viorica Dăncilă nu continuă pe tot parcursul anului 2020 și eu spun că este un succes. Pentru că, înainte de a te gândi ce vei face tot restul vieții tale în timp ce te neci, încerci, Doamne, iartă-mă să ajungi la mal. După aia te gândești, băi, aș vrea să construiesc o casă, să-mi cumpăr o mașină, să... Băi, hai să nu ne scufundăm. Hai să nu murim înnecați și vedem noi după aia ce facem. Știi cum e? Cred că așa e abordarea corectă. Nu e să te scufunzi acolo și vin ori. Mă, ți-aș da un colac de salvare, dar tu ce ai de gând să faci cu viața ta? Unde te vezi peste 5 ani? Te scufunzi, te bolborosești de acolo. Dar nu mi se pare că n-ai un proiect pe termen lung. Adică are rost să te salvezi sau nu are rost? Că pare că n-are rost. Dom'le, salvează-mă și vedem ulterior ce se întâmplă. Nu e ca și cum lăsând lucrurile să curgă pe acest curs, da? Păi curge pe curs. Da, e corect. Și faci referiri referitoare. Corect. La referințe. Da. Eu mă exprim și pe înțelesul doamnei Viorica referitor, da. Eu nu vreau să mă trezesc cu o sesizare la CNCD că, domne, în emisiunea aia
se vorbește de așa natură, astfel încât să fie exclusă doamna premier, dau un exemplu, sau alte persoane. Da. Nu, eu vreau să fie o emisiune care să integreze un public cât mai larg. Să integreze publicul, da. Să integreze și pe doamna Viorica Dăncilă. De asta uneori mai găsiți mici. Întâmplări. Mici. Ai văzut și poate și domnul Caramitru, aceeași logică abordați situația. Deci, să ne vedem noi scăpați de doamna Viorica Dăncilă și ulterior avem ce face. Nu știm dacă moțiunea va avea succes mâine la ora 10, când debutează, dar cu certitudine va fi dezvelită statuia lui Ion C. Brătianu în piața Universității în cursul zilei de mâine. Și ar fi totuși o sincronizare interesantă între cele două evenimente, ar fi ceva ce ne-am dorit cu toții să o scoatem la capă. Până la urmă, eu cred că în momentul de față vorbim și de public PSD, de oameni votanți ai Partidului Social Democrat, care totuși își dau seama de ridicolul situației. Știți, povestea cumpăratul gol, mă, totuși suntem în fundul gol, hai să admitem lucrul acesta, adică sunt și votanți ai Partidului Social Democrat și vedem asta din sondaje, nu? Că vedem că scăderea asta trebuie explicată totuși de neputința Vioricăi Dăncilă. Dar haideți să-l ascultăm pe președintele Klaus Iohannis, care vorbește la Romexpo în aceste momente. Mulțumesc! Sunteți mulți și sunteți hotărâți. Vom câștiga împreună. Mulțumesc mult pentru această primire entuziasmantă și țin să vă salut cu căldură. Bună seara! Bună seara, dragii mei liberali! Împreună vom câștiga. Dar pentru asta, dragii mei, este nevoie de multă implicare și de multă luptă. Iar voi, aici, în București și în Ilfov, ați început foarte bine. Ați strâns atâtea semnături în București și în Ilfov, cât alții care se dau mari au strâns în toată țara. Felicitări! Îmi pare foarte bine că am ajuns astăzi în fața voastră împreună cu practic toată conducerea Partidului Național Liberal în frunte cu dragul nostru Ludovic. Haideți să-l aplaudăm. Păi se poate? Trebuie! Dragii mei, voi, care sunteți aici în sală, reprezentați, dacă pot să mă exprim așa, cele mai puternice și cele mai vizibile organizații. Suntem în capitală. Deci, astăzi, Marian, dacă vrei, spun, sunt un muntean, sau un ilfovean, sau un bucureștean, dar sunt împreună cu voi! Și am început bine, nu numai cu semnăturile, am început foarte bine din mai, din luna mai, când împreună, voi și cu mine, am câștigat foarte mult.
Faptul că Partidul Național Liberal a câștigat alegerile europarlamentare este, dragii mei, senzațional. Faptul că am câștigat și referendumul pentru justiție este cu siguranță notabil și toate aceste lucruri au fost posibile fiindcă voi și cu mine ne-am implicat. Nu că ar fi crezut mulți că vom câștiga, a fost Ludovic și cu mine și cu încă 2-3, dar am reușit împreună, felicitări! A fost doar începutul. Ne pregătim pentru alegerile prezidențiale și dacă citesc bine entuziasmul vostru, șansele noastre sunt mari. După care trebuie să mai câștigăm localele și parlamentarele. Și atunci putem împreună să începem să punem România pe picioare. Atunci, dragii mei, începe reconstrucția României. Foarte mulți se întreabă când începem. Începem prima fază mâine, după ce cade guvernul Dăncilă. Vreau să fiu foarte clar, ca să nu încapă îndoială și să nu capete glas cârcotașii. E plin de ei peste tot. Și acolo, și acolo, adică și în stânga și în dreapta, nu vă faceți iluzii. Eu îmi doresc foarte mult ca moțiunea de mâine din Parlament să fie încununată de succes. Acest guvern eșuat, acest guvern în derută, trebuie să plece acasă, iar voi sunteți cei în jurul cărora se va construi un guvern care asigură o tranziție serioasă, ordonată până la alegerile parlamentare. Cum am putut noi românii să ajungem în această situație extrem de neplăcută și, ca să fim sinceri, și neașteptată? Cum am putut noi să ajungem să fim conduși de acest PSD deraiat, debusolat și să avem un guvern care face atâta rău României? Dragii mei, PSD-ul a condus în marea majoritate a anilor din ultimii 30 de ani. Dar ce și-au permis în ultimii 3 ani este nemai văzut și nemai auzit. PSD-ul în realitate este principala piedică în dezvoltarea României. PSD-ul a ajuns la putere după alegeri, fiindcă lumea nu s-a dus. Și dacă vrem să fim foarte sinceri, poate și noi puteam să lucrăm mai mult, să fim mai activi, să fim mai convingători și să-i ducem pe români la vot în decembrie 2016. Poate de data aceasta reușim un pic mai mult, fiindcă ne-am săturat cu toții de acest PSD care a promis marea acusare a românilor și imediat după ce au ajuns la putere
s-au apucat să facă ce știu ei mai bine, să ocupe funcții în stat cu persoane de multe ori incompetente, dar de fiecare dată supuse conducerii PSD-iste. S-au apucat, dragii mei, să destructureze și să acapareze marile sisteme publice ale României. Și ce au realizat? Au realizat ceva inimaginabil, o involuție a României într-o perioadă în care am fi avut atâtea șanse de dezvoltare. Am fi putut, dacă nu ne-am fi împiedicat de acest PSD, să fim un rând cu națiile mari ale Europei. Europa ne respectă, Europa ne dorește. Vă amintesc doar de summitul de Consiliul European care a avut loc în inima României. I-ați văzut pe liderii europeni cu câtă apropiere, cu cât drag au venit în România. Ne așteaptă cu brațele deschise. Dar noi cu PSD-iștii noștri, care au condus pe contrasens, PSD-ul a intrat din prima zi de guvernare pe contrasens cu românii și acolo au rămas și ne-au blocat. Și ce am făcut eu în acest timp? Eu am făcut tot ce a putut să facă președintele României. Nu-mi place să mă laud, nu sunt omul cuvintelor mari, dar dacă tot ne-am uitat la filme video pe cei doi elefanți de la început, i-am alungat. Nici amnistie și grațiere n-au reușit, nici codurile penale n-au reușit să le strice așa cum și-au imaginat. Și să nu credeți că n-au reușit, fiindcă le-a venit mintea la cap. M-am suit eu în capul lor. Și legile justiției, mai știți de câte ori le-am trimis înapoi în Parlament, la Curtea Constituțională? N-au ieșit perfecte, dar au ieșit totuși departe de ce și-au propus ei. A mai rămas treaba cu secția specială de rezolvat și o rezolvăm și pe asta. Și PSD-iștii chiar au încercat să se răzbune pe români, fizic, nu l-a figurat, la propriu. Vă amintiți? Într-o zi de august, în 10 august, români pașnici, cu familie, cu copii, s-au dus în Piața Victoriei să-și strige nemulțumirea și au fost întâmpinați de jandarmi echipați pentru război urban și au fost tratați cu bâtă și cu gaze lacrimogene și PSD-iștii au spus că nu ei, că ei au fost plecați în provincie. Așa au încercat PSD-iștii să năbușe nemulțumirile românilor. N-au reușit. Românii le-au arătat-o. În 26 mai, românii n-au mai stat acasă. S-au dus la vot și a câștigat Partidul Național Liberal. Acum, dragii mei, haideți să ne mobilizăm.
și pentru prezidențiale, și pentru locale, și pentru parlamentare. Și vă spun ceva, eu îmi doresc foarte mult ca toate aceste alegeri să le câștigăm împreună. Împreună pentru o Românie normală. Pentru o Românie normală, dragii mei, cu instituții care pun în centrul preocupării cetățeanul, nu invers. Pentru o justiție dreaptă, pentru o educație performantă, pentru un sistem de sănătate care pune pacientul în centru. Pentru autostrăzi, pentru spitale noi, pentru școli noi, pentru respectul pentru români, pentru o Românie normală. Este prea mult ce îmi doresc eu pentru românii mei, pentru țara mea. Este România normală prea mult și vă spun, nu! Fiecare român își dorește și are dreptul să trăiască și să muncească într-o Românie normală. S-o facem! La treabă, dragii mei! Claus Iohannis și Ludovic Orban au ținut discursuri acolo la Romexpo vorbind despre ceea ce ar părea să urmeze o Românie normală. Și acum urmează această moțiune de cenzură mâine. Pe de altă parte, ea poate să pice și citesc acum, uite, de pe G4 Media. Temeri în Partidul Social Democrat. Iohannis ar putea numi săptămâna viitoare un nou premier chiar dacă moțiunea de cenzură nu trece. Motivul. Dăncilă nu a venit în Parlament pentru vot obligatoriu după ieșirea ALDE de la guvernare. Au trecut cele 45 de zile pe care și ea și l-a asumat. Vineri deja, sunt trecute deja cele 45 de zile și suntem în situația în care, până la urmă, guvernul ăsta nu mai are nicio legitimitate și niciun rost. Există și o expresie tradițională pentru această situație și cu banii luați și cu Viorica... dărâmată. Și cu Viorica, da, hai să folosim această terminologie de specialitate. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Bună România! Da, ne-am întors în direct. Acum întrebarea care se pune, dacă Viorica Dăncilă, odată căzută la moțiunea de cenzură de mâine, dom'le, revine la lucru anterior, adică așa ar fi normal să se revină și la aspectul anterior. Adică am înțeles să stai aspectul de cât premier. Cât anterior? Dom'le, la începutul intervenției sale în funcție de ministru, de premier. Când ieșise abia spălată pe cap. Turtit? Da, situația cum să te mai întorci? Cum să te mai întorci la păr turtit după ce ai această frumoasă împletitură? E ceva între o pâine tradițională, o pască și, bineînțeles, niște codițe nordice. Fotografie realizată de Cristi Botez, publicată pe contul său de Facebook. Ieri, cred că a fost realizată poza, dacă nu mă înșel. Păi, cum să mai renunți la așa ceva când s-a ajuns aici? Cât să dai marșarier să te întorci la... Nu știu, așa ar fi normal cumva, într-o Românie normală... Tu spui că asta e o coafură strict instituțională? Asta e coafura de premier. De premier. Nu mergi în civilie... Nu, așa. Nu mai ești premier, revii la
părul turtit, revii la situația anterioară, să revină... Mie mi-e tare frică de altceva, Radu. Costumul popular? Mie e frică să nu se revină la coafura în timpul mandatului de europarlamentar. Pentru că atunci, într-adevăr, a fost ceva periculos. Acolo era ceva pentru România. Era ceva ce punea în pericol siguranța României. Era de ce se ate coafura aia. Da, da. Care i-a și adus anumite critici domnului Cristian Dor Popescu, care a comparat-o, instanța spune că pe bună dreptate, cu un anumit tip de maimuță. Îmi amintesc că asta a fost comparația. Ce este aici, Răzvan, cu nivel 000? Aici este o altă fotografie realizată de Octav Ganea de această dată. Este o, cum să spun eu, o bună așezare a elementelor în cadru. Adică o sincronizare perfectă. O sincronizare frumoasă pentru istorie și o analiză politologică perfectă, fără cuvinte. Deci cum erau tehnocrații numiți guvernul zero de cum către PSD-iști, așa vă spun sincer, mi se pare că se potrivește foarte bine această insignă. Adică vezi că e ca o broșă lărgită cumva. De ce nu e aceasta imaginea de campanie? Da. Deci pentru că nu se spune adevărul. Deci nu e un afiș foarte bun de afiș, e o poză bună de afiș. Poză spectacol, da. Apropo de afiș, nu? Se afișează cele două doamne ale justiției din România, doamna Bircea și doamna Savonea, într-un conflict deschis în momentul de față. Sigur, tema pleacă de la Adina Florea, care nu este numită pentru că nu se face acel quorum în funcția de șef al secției de investigare a infracțiunilor din justiție. Da. Nu este denumită acolo, ca să zicem așa, doamna Adina Florea, dar doamna Bircea este într-o disonanță și cognitivă și cu stijul în general, adică nu doar cu doamna Adina Florea, în sensul că azi a explicat, doamne, nu e normal ce se întâmplă acolo. Și vine și cu un argument în favoarea ideii astea. Acea secție e făcută pentru anchetarea magistraților. Problema este că în momentul când intervine un magistrat într-un dosar, deci este într-un dosar în care ar putea interveni și un magistrat. Preiau tot dosarul și anchetează toată situația respectivă. Haideți să spunem un termen mai simplu. Da. E nesătulă. Secția. Da. Am remarcat în privința lui Dragnea la un moment dat, într-un dosar în care era anchetat Dragnea, că au cerut, nu, dar aducem aminte, când au cerut cei de la SIJ, tot dosarul pentru că a trecut un magistrat pe stradă în acel moment. Și trebuia audiat și atunci tot dosarul la noi. Apucăturile astea le-am întâlnit peste tot, unde e plantat un procuror, mai degrabă social-democrat, că nu pot să spui că e procuror PSD. Uite, rețin o atitudine similară și în cazul DIICOT-ului, atunci când Oana Schmidt-Hăineală a venit în conducerea acestei instituții. DIICOT-ul a cerut dosarul 10 august de la parchetul militar, deși nu aveau niciun fel de competențe într-o astfel de speță. Stijul are apucături similare, având o componență pe Adina Florea, o altă doamnă acuzată că ar fi extrem de apropiată de PSD. Ne amintim că fostul șef al secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, domnul Gianni Stan, da, e pus de PSD judecător la Curtea Constituțională. Deci înțelegeți oarecare... Apropierea de PSD se produce filieră și în privința domnului Savonea, în legătură cu soțul domnului sale, care este domnul avocat Mihai Savonea, care a fost coleg, dacă ne aducem aminte, cu domnul Voicu, coleg ca avocat, așa, și coleg de cabinet, cumva. De cabinet, nu de brasă. De întâmplare, și nu doar de brasă, ci și de cabinet. Încurcătura domnului Savonea este că anii cercetează averea domniei sale și a soțului domniei sale și atunci încearcă cumva doamna Savonea, în momentul de față, să schimbe legea, anii. Adică, domnule, hai să facem la șefe să nu mai fie... Să nu mă mai ancheteze pe mine. Domnule, e o idee bună. Noi am o propunere, ceva... sigur, da, din partea CSM vine această propunere legislativă extrem de oportună, în condițiile în care anii o investigează pe Lia Savonea. Lia Savonea a stabilit că anii n-ar trebui să o investigheze pe Lia Savonea. Și este o propunere. Plecând de la soțul domniei sale ca să se secretizeze într-un fel averea soțului care n-are legătură cu funcția publică. Da, această curiozitate. Când vrei să fii președintele CSM, că ți-a plăcut să fii președintele CSM, da, te-ai simțit bine să fii președintele CSM și reamintim, noi în perioada asta am fost extrem de ocupați cu oamenii ăștia de pe politică. Dar dacă ne apucăm de nou să dezgropăm subiectul CSM și să vedem ce beneficii materiale încasează oamenii aceia și în ce condiții. Da. Deci dacă ne uităm la banii pe care îi primesc și pentru ce îi primesc, domne, s-ar putea să reinterpretăm conceptul de angajare fictivă. Că, uite, o problemă când nu se face quorum de nu știu câte ori, că n-ai ajuns la muncă. Și totuși bănuțul ei
Banii pentru deplasări sunt încasați, banii de cazare sunt bine, încasați. Aici nu, doamna Savone. Vorbesc despre CSM. Doamna Savone vine, dar vine de departe și atunci trebuie să-i să plătească această... Plătim, plătim pe Lia Savone, plătim greutatea ei în aur aproape. Da. E, când vii în fruntea unui astfel de for, nu poți emite, emana pretenții de intimitate financiară. Da. Nu, nu poți. Deci l-am criticat pe Barna. Putut. Eu l-am criticat pe Barna că a încercat să secretizeze veniturile soției. Da. Și să trecem cu vederea tentativa de secretizare de la Lia Savone. Păi ce am făcut? Păi Lia Savone ar trebui să fie mult mai transparentă decât orice politician. Pentru că ea conduce CSM-ul, nu? Garantul independenței justiției. Păi ce garanții oferă o femeie care nu-i transparentă? Din punct de vedere financiar. Financiar, da. Înțelegi? Despre asta e vorba. Dar nu vrea să știm noi ce bani se învârt acolo în familie. Să schimbă legea de funcționare. Să nu schimbă nicio lege de funcționare a anii. Să o ancheteze anii mai cu spor. Și pe toți șefii de instituții trebuie să-i verifice anii și în... Și în dungă. Apropo de bani, dungă, da. Rămânem la ideea de bani, pentru că până la urmă avem un bilanț al domnului Teodorovici. Domnul Teodorovici e cel care se ocupă, va trebui să se ocupe vineri de promisiunea doamnei Viorica Dăncilă, de achitare. Nu? El achită nota moțiunii de cenzură dacă nu trece moțiunea. El trebuie să vină la final să plătească distracția. Așa, domnul Teodorovici, domnule, ca să aibă niște bani s-a tot împrumutat. Tot vedeți încolo, încolo, tot apare în cadru cu un domn cu care strânge, își strânge mâna. Am mai luat niște bani și la omul ăsta, am mai luat niște bani și de la omul. Pare o veste bună, tu apare. Sper să ajungă la cămătari cât de curând, să împrumute, să facă, să contracteze un împrumut de la un clan de cămătari. Să intre și cu Nuțu Cămătari de la... cadru, nu, luat și... Am luat de la Banca Mondială, am luat de la Fondul Mondial deci de Investiții. Deci nu avem o problemă cu nimeni. Deci cumva ca să integrăm... Dar am luat și de la Nuțu Cămătaru, am luat niște bani. Adică deci nu ne uităm la... Nu. Ritmul ăsta nu știu unde se va mai ajunge. O să își pună... O să meargă la IFN-uri, domne, să se împrumute cât de curând. O să ia de aia. Și am mai luat 5.000 de lei vechi, atâta e marja de la un IFN. România s-a împrumutat mai mult decât în... s-a împrumutat mai mult decât în anii de criză și recesiune. Datoria nouă contractată de guvern în intervalul 2017-2020 se situa la 139,6 miliarde de lei potrivit estimărilor Comisiei Europene. Deci, practic, bine, vine și explică, domnule, da, în perioada recesiunii ne-am împrumutat de bani și noi a trebuit acum să plătim niște tranșe și tocmai de-aia aveam nevoie de noi. A, de-aia ne-am împrumutat, ca să plătim datoria. Dar ne-am împrumutat parcă mai mult decât ne-am împrumutat atunci. Adică... Domnule, să lămurim o secundă. Totuși, că ei au anunțat că au pus România pe o rampă, că nu putem să-i spunem pantă, ascendente, evident, cred că e pleonazm, financiară încă din timpul guvernării Ponta. Da. Deci de atunci am mers din bine în mai bine. Tot timpul era bine. De la spre binele final. Domnule, am ajuns în acest punct de anvergură a binelui în care ne împrumutăm mai mult decât ne-am împrumutat atunci când era mai rău ca niciodată. Bine, el este obișnuit să trăiască în felul acesta, intrând în funcția de ministru cu o datorie enormă. Deci ăsta e felul omului de a fi. Adică așa înțelege el lumea. După chipul și asemănarea lui Teodorovici s-au desfășurat și finanțele acestei țări, el fiind un mare datornic, un tradițional datornic. Doar că el contractase un împrumut foarte mare, cumpărase niște apartamente care produceau niște bani. Da, cu banii ăștia pe care i-a luat de la foruri străine, nu știu ce a făcut Teodorovici. Doar că aici nu se produc bani, aici se produc doar măriri de salariu și pensii, nu? Adică, teoretic, practic, eu știu ce se mai întâmplă. Am mai explicat odată ce s-a întâmplat. Da. Adică, mă gândesc că nu i-or băga pe toți în salarii și pensii. Cred că mai și fură de ei, nu? Cineva. Trebuie să trăiască și ei din ceva până la urmă. Că să trăiască din salarii și pensii. Da. Acum, pe de altă parte, avem și, mă rog, mergem de la nivel macro, Teodorovici, la un scandal micro, nu? Avem niște imagini care au emoționat pe mulți pe rețelele de socializare. Te rog să explici tu, Răzvan, ce vedem în imagine. Nu știu ce se petrece în anul. Este un străvechi obicei românesc. Da? Este denumirea populară e bătaia soacrelor. Aha. La o nuntă desfășurată în spațiul... Fiscalizată, bănuiesc? Categoric. O nuntă fiscalizată. Două soacre au decis că e momentul pentru a tranșa o arecare problemă. Și vedem că nu sunt social-democrate, n-au ascultat îndemnul doamnei Viorica Dăncilă, care a spus foarte clar să nu ne mai bătem între noi. Unii au decis să acționeze chiar împotriva acestui sfat. Sunt două doamne, nu neapărat neconflictuale, aș spune chiar invers, care s-au luat la bătaie la o nuntă. Ceea ce nu mi se pare de-a dreptul exagerat pentru
țara în care trăim, Radu. Țara și în realitatea în care trăim, acum mă gândesc dacă nu s-au luat la bătaie până la urmă la nuntă, că zici nuntă, zici Călin Popescu Tăricianu și soacrele acestea două, adică Ponta și Tăricianu. Mă gândesc că ascultând declarația lui Tăricianu, nu intrăm la guvernare de acum înainte, nu știu, e un parteneriat civil cumva cu Ponta, petrecut în momentul de față, nu știu cum se va sfârși el, că pare că așa se va sfârși și parteneriatul ăsta, pentru că în general sunt doi trădători iscați. Știi ce vreau să spun? În frunta țării. E bine că l-ai adus în discuție pe domnul Victor Ponta, care are ceva de soacră în el. Da. Victor Ponta, în sensul rău. În sensul rău. Și nimic în sensul bun. Da, corect. Are ceva Victor Ponta din Tudor această dimensiune. Mușat, bună seara, ai calcule, ai... Bună seara. Bună seara. Ai cifre, arată bine vorba lui Dragnea, cifrele arată bine pentru mâine sau din potrivă? Calculele astea și cifrele sunt în continuă schimbare, pentru că România cred că n-a mai văzut niciodată în istoria ei politică atâta târguială ca la piață, ca la oborul de vite, în legătură cu promisiunile astea făcute parlamentarilor care să voteze contra moțiunii de cenzură și să o salveze în felul ăsta pe doamna Viorica Dăncilă. I s-a promis unui nehotărât de către PSD nici mai mult, nici mai puțin decât șefia unei instituții cheie în statul român, Autoritatea de Supraveghere Financiară, cea care se ocupă de tot ce înseamnă supraveghere, exact, bancară, a instituțiilor, a burselor și așa mai departe. Ei bine, ce să vezi, există și recompense de acest nivel ultra înalt. Ai zice că mai promiți un podeț, un gard, o turlă de biserică, o, eu știu ce, capitol de buget la un moment dat, poate vreo lucrare către firma vreunei rude a respectivului parlamentar. Nu. S-a ajuns la promisiuni din astea direct sus. Țintim în vârf. Cerul e limita. De ce costă atât de mult votul lui Bota în comparație, nu știu, cu votul altui parlamentar? Fiecare vot costă. Fiecare vot costă. Până la urmă stai și te gândești, nu? Că deci, dacă aș fi parlamentar PSD, m-aș enerva. Păi ăla a ajuns șef acolo și eu, până la urmă, ce am făcut? Sunt două teorii aici. Barna. Domne, ei au plecat în țară și acum vor fi scutiți de impozite dacă se întorc și noi care am stat aici le plătim în întregime. Adică așa ar putea pune probleme și PSD-iștii. Da, sunt două școli de gândire aici, și anume că disperarea e enormă și că se joacă totul, practic, și atunci se promit, într-adevăr, ba chiar susțin unii parlamentari ai opoziției, se mituiește la sacoșă, cu bani cash, votul nehotărâților. A doua școală de gândire ar fi cea enunțată de Victor Ponta în emisiunea de aseară, că se promite, fără niciun fel de măsură, același lucru mai multor persoane, că se promite la greu, dar doar se promite. Adică pur și simplu este o beție de cuvinte, o beție de promisiuni, practic. Dacă prinde, prinde. Dacă nu prinde, nu prinde. Cam asta ar fi al doilea curent de opinie în legătură beție cu ceea ce se întâmplă aici. Beție nu e atât de grav, că din beție se mai trezesc oamenii. Sper să nu fie o prostie foarte mare la putere, că din prostie nu s-a trezit nimeni niciodată. Tocmai de aia e destul de greu ca în acest moment, având în vedere mizele astea uriașe, enorme, aruncate pe masă, adică șefii de instituții, promisiuni bugetare, bani la sacoșă, dacă o fi adevărat, ți-e foarte greu ca în momentul ăsta să spui ce se va întâmpla. Opoziția susține că are voturile și chiar dacă unii parlamentari, am văzut pe ultima sută de metri, au mai trecut înapoi în barca de unde plecaseră, PNL-ul zice că are în continuare numărul necesar. Probabil că totul se joacă, probabil că totul se va juca inclusiv mâine în sală. Numărătoarea invers a început, s-a dat drumul la jocuri de ceva vreme. Acum cumva nu facem decât să ne uităm cum cresc mizele, cum ziceam, prin tavan deja. Da. Bucuria pe care o avem noi ca telespectatori ai evenimentului este legată de faptul că, domnule, e clar că politicienii ăștia cu asta se ocupă, cu a ne minți dintr-o parte sau din cealaltă. Bă, acum au ajuns în situația care se mint între ei. Radu, e bucuria că aflăm, dar e tristețea că suntem într-o țară în care vedem fața cea mai mizerabilă a politicii. Tranzacționarea asta, fără niciun fel de rușine, a privilegiilor, a funcțiilor, a favorilor, contra voturilor. Rușinea cea mai mare este domnul pe care am discutat în prima parte a emisiunii de la Cluj. Horia Nasra. Domnul Nasra. Am văzut și o rușine mai mare. Nasra fiind prea mic, nu poate să fie nici măcar o mare rușine. O rușine de nivelul său. Cu trei zile în urmă venise și ne explica faptul că nu mai poate întoarce nimeni din drum și că îl știe lumea că este un om tranșant când ia o decizie. Trei zile mai încoace, domne, o să nu o să voteze aceasta. Tranșant, nu, traseist, da. Ne vedem mâine la 6 după moțiunea de cenzură, indiferent cum se termine. Să aveți o Românie bună în continuare. Numai bine.